Bună ziua! Prin dispoziția domnului primar numărul 342 din 25 august, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 13, absentează nemotivat domnul Oprea și domnul Gavril. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați ordinea de zi. După cum ați fost informați, pe ordinea de zi avem 6 proiecte și puncturi diverse. Cine este pe ordinea de zi? Formalitate. Procesele verbale de la ședințele anterioare, 29-7 și 25-8. Completări, observații. Spunem la vot. Procesul verbal din 29 iulie. Au lipsit domnul Mărcuț, domnul Mani. Este pentru? Potrivă, abțineri 2. 25 au votat, au lipsit domnul Cibotaru, domnul Mania și domnul Durlanca. Cine este pentru? Potrivă, abțineri, cel care a lipsit. Având în vedere că domnul Mărcuț a fost ales președinte ședință, 3 luni, continuați, vă rog. Da, prima dată, vă zic bună ziua, al doilea rând, aș vrea să dăm telefoane pe silențios, ca să nu mai fim derutați în ședință. Te derutez așa, Alexiu? Cred, probabil că da. Și a doua rugăminte, să-mi înscriu frumos în, la luat cuvântul, ca să nu mai avem probleme, că e rândul meu, de rândul meu, că nu știu ce, că nu știu cum, da. Proiect de hotărâre numărul 32 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căiuți. Aici, domnul primar, dacă îi dați... Așa, dacă nu, să punem la loc. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? 13 voturi. Proiect de hotărâre 51 privind atestarea apartenenței unor imobile și terenuri la domeniul privat al comunei Căiuți. Aici, cred că este vorba din proiectul din ședința din 25, unde eu am lipsit pe 29 a 7-a și nu prea... Să dau cuvântul domnului primar, dacă s-a mai schimbat ceva între timp. Dacă nu, supunem la vot. Cine este? Cine să scrie la cuvânt? Scuze. Eu... Domnul Durlan, altcineva? Vreau să vă întrebi. Altcineva? Domnul Durlan, doar aveți cuvânt. Despre care credință se vorbă? La mobilă, la Mărcești, de sus? Al Negri? Nu. Nu, nu. A fost dat în titlul la 6 hectare. Mai sunt de dat 2,5 hectare. Cu ocazia cadastrului general s-au identificat niște terenuri rezerva comisiei locale, dar procedural, ca să poți să dai în titlu, să faci o documentație de titlu de proprietate, trebuie să stabilești domenialitatea. Public nu poate fi, doar privat. Se dezmembrează din imobilul rezultat și se face documentația de privat. Unde este terenul ca locație? Valta Rioasă. La Valta Rioasă? Acolo am avut penitenții CFO, acum am avut cadastrarea generală. Eu nu m-am ales, e vorba și de teren, nu știu, dar avem rezervă la Balta Rioasă și chiar sub Balta eu nu voi fi în posesul acestui Balta. E Balta Rioasă. E la Ostru. Ostru. Adică e în zona aia care poate fi folosită pentru aia și nu mai rețină exact, doar când au luat pădurea și mai ales terenul de-a partea mea. Vremea până la urmă, nu mai rețin. Ei, terenul ăsta a fost expropiat, nu? Lor. Nu este ocupat de alte titluri. Nu, nu, nu v-ați înțeles. Știu că este ocupat de alte titluri ce trebuiau să ia ei. Nu, dar zic atunci, când au luat în 49 sau mă rog, au fost expropiat sau donat comunii. Este o hotărâre judecătorească din 2010. Mi-a pus în aplicare. Sentință civilă și-a câștigat dreptul de a primi acest teren. Prin compensare. Adică, la negociere, dacă ești de acord. Deci, iată că am fost, am reușit. Știam că este rezervă. Nu vreau când la Valta era să-ți de acord cu terenul. Nu știu, mă rog. Da, atât, mulțumesc. Da, supunem la vot proiectul 51. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă? Trei abțineri. Matei Laurențiu, Petru. Da. Două abțineri, domnul Turlan și domnul Mărcuț, da? Și eu. Am văzut o mână de asta. Da, Proiect 52 privind aprobarea contului de execuție a bugetului școlii gimnaziale Răducan Răsitului, comuna Căiuță. Aici, domn primar, dacă... Hai că m-a devenit numărul vorba, ca să treacă. Dacă ai fost pentru sau împotrivă? Da, o să eu am abținut. Nu știu, probabil se va întâmpla ceva. Eu spun din prisma mea ca secretar, pentru că sunt presiuni pe punerea în aplicare unei sentințe. V-am expus acolo dosarul execuțional. O să plătim probabil penalități de întârziere pentru fiecare, sau daune, fiecare... Eu am fost început procesul de... Sunt creședință. Adică știți, dumneavoastră știți foarte bine. Punere în posesie și noi ne-am luat-o și nu ne-am văzut. Părerea mea personală, că nu sunt împotriva, nu i-s dat terenul, părerea mea personală este că mai sunt terenul care se pot da. Dumnezeu, un teren la Mărcești ocupat de tărce și îi dau un nu știți calitatea terenului? Nu știu, dar eu diferență, am și eu habar. Una înseamnă Mărcești și una bună. Mă ales la Baltarul Ioasă, chiar nu știu locația, dar dacă ieși parte din partea Baltarul Ioasă, acolo, mă rog, nu mă pronunț, dar nu sunt de acord. Dar ceilalți măsurile sunt de acord. Pe care au fost, au votat. Proiectul 52 privind aprobarea contului de execuție a bugetului școlii Răducan Răsitului. Domnul primar, dacă puteți să ne... Înscrie la cuvânt pe tema asta? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mergem mai departe la 55. 13 voturi, domnul președinte. 13 voturi pentru, da? Așa. 55. Privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinat prevenirii și gestionării situației de urgență pe teritoriul comunei Căiuță. Domnul primar, ceva e? Nu. Ați scris la cuvânt? Nu. Și punem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Maxim. Proiect 56. Privind registrarea Comunei Căiuță, județul Bacău, în sistemul național electric de plată online a taxelor și impozitor, utilizând gardul bancar SENOR și modul de suportare a comisiunilor bancare al tranzacțiilor online. Aici, dacă domnul primar putea spune ceva? O să încercăm. Următoarea fază să punem un pies de la să poată plăti cu card de la primărie. Asta e toată. La trecutul și online. La contabilitate, da, e un lucru ok. Să nu știam mai repede. Asta este. Scrie la cuvânt? Trebuie o trei consiliere. Nu am un pic să întrebați, de asta e pentru ce pentru pe POS? Da. Plătim cu cardul ca la magazin. Ca la magazin. Plătim cu privat și cu privat. Să punem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate. Proiect de hotărâre 57 privind numirea reprezentantului Consiliului Local Căiuță în grupă de acțiune a Dirbunului Școlii Gimnaziale de Capul Găsării. Mai este un proiect? Nu, am trecut este. A fost. Nu, ți-a zis păi, nu m-am citit. Acum. Da. Aici, domn primar, dacă aveți ceva... Dintre rândurile noastre, faceți propuneri pentru domnul viceprimar. Mâna ridicată. Dacă vreți să ne fac cineva mai decât... Dar și... Reprezentant la școală. Da, nu avem. Da, nu avem. Da, nu avem. Dar n-am vrut reprezentanță, nu-i? Mai trebuie. Domnul Viciu, vă spun. Domnul Manea Victor. Manea. E atribuțiu, domnul Manea. Dar pe cine avem acolo, noi? Grupul de lucru, de lucru, grupul de acțiune anti-bullying, la școala gimnazială, e doamnul Roset. E o mare problemă. E o mare problemă. Și atunci, mai putem la vot ca domnul... Păi sigur că da. Propunerea domnului Florea.
Ghiciu. Și acum domnul care se votează pe dânsul. 12 vot la fel. Da, și punctul diverse, aș vrea să dau cuvântul lui domnul Vrânceanu Gălăreu, că e invitat aici, dacă vrea dânsul acum, dacă nu, după ce terminăm lui diverse, cum vrei? Da, dacă mi-a dat cuvântul, da, aveți cuvântul. Ducatat de președinte al Asociației Sportive de Astea Viitor Căiuș, am venit să particip la această ședință pentru a obține și fonduri din partea primăriei. Echipa este ființată de 2 ani de zile. Am avut rezultate nu chiar bune, dar și foarte bune. Ne-am prezentat binișor. Deci într-un an se face ce s-a fost cu pandemia. Pe locul 7, am mers în secundară cu Pedomânie. Am obținut un sponsor, un rând de echipament de la Pierinvest, de la Grup Șerban. Și am vrea niște fonduri că mâine sau până cel târziu, vrem să mergem să înscriem echipa, să mergem în continuare, să mai aducem niște jucători noi. Să facem niște transferuri. Nu putem să sponsorizăm noi fiecare care suntem jucători, să aducem care jucăm. În special eu, domnul Gabor, care este și cine mai suntem în Consiliul de Administrație al echipei, până acum, când era domnul Durlan și sponsoriza echipa, mai sponsoriza dânsul când era cu echipa. Am dat bani la primărie. Da. Iar până acum a fost. Când am avut nevoie de sprijin financiar, ne-a sponsorizat domnul Mărcuț, nu pot să zic absolut nimic. Da, dacă se poate, astăzi am obținut doar de la bancă și putem să obținem prin aprobare, prin consilieri care sunt, dacă vrea să ne sponsorizeze, să obținem și niște fonduri pentru echipa de fotbal, că e păcat. Atât am. Da, cine să scrie la punctul diverse la domnul Durlan, altcineva? Domnul Drina? Domnul ce ai scris? Domnul Durlan, aveți cum? Da, aș vrea să punctez în prima dată un lucru vizat de echipa de fotbal. Așa cum știți, la proiectul de buget, când am avut susținere din partea colegilor, știți că am putut să alocăm o sumă de bani pentru construirea unui teren de fotbal în centru, o bază decentă, modernă, pentru că Comuna Căiuș are tradiții. Cu fotbalul mai aveam cu cultura, cu Asociația Călutul, niște puncte care mai echilibrau și atrăgeau un pic cetățenii din comune, din neamtul ăsta care ne plimbăm toți de zi cu zi. Dacă vă uitați în afară de popasul la Gina, mai și eu, pe ecoul unde ne bem cafeaua, sau avem birou mai râdunic, nu prea are variante cetățeană comună, din comuna Căiuș, deci petrece timpul liber. Și de asta eu vreau încă să vin cu ideea și că domnul primar, dacă are bunăvoință executivă, ar putea să găsească o sursă de finanțare și pentru echipă, dar și pentru inițierea unui proiect prin care să construim o bază sportivă cât de cât modernă la nivelul Comunei Căiuș, aici în centru, pentru că sunt căiuțenii merită așa ceva. Noi am fost cu tradiții cu fotbalul, am câștigat și campionatul județean, am promovat și în ce, dar neavând bani nu ne-am dus. Iar pentru faza cât pe doamna secretară mă poate completa, eu zic că ar trebui să vin cu un fel de proiect vis-a-vis de cheltuieli, buget ce trebuiește, atât arbitrajul, atât deplasările, atât alea care se vin cu el în fața Consiliului Local. Și eu nu cred că colegii s-ar opune și nici domnul primar ca să vă aloce bani la asociații funcționale. Care asociație? Asociația Dânșilor. Care asociație? Aduceți statutul, aduceți actul constitutiv, hotărârea judecătorească, codul fiscal. Este, doamnă, este tot, mi-a dat contul bancar, avem toate actele,
Haideți să nu discutăm asta, vezi cu actele, vorbim, v-am înțeles, vă trebuie bani mâine, o să vedem, căutați posturi. Nu știu, acum tot cu legea 350 cred că se poate da bani, nu? Nu neapărat. Că nu o să fie toată documentația complet, o să venim în fața Consiliului cu... Da, mă rog, eu zic că se pot, dar așa că dăm bani la culpi, cum dăm în alte părți, se pot da bani și la echipa de fotbal fără probleme, legal, cu jucătorul ridicat. Atâta, deocamdată, de tot să mulțumesc. Domnul Dânceanu, mai aveți ceva de spus? Nu. Domnul Drilea. Eu legat de sărbătoria sărbătorii Căiutului, eu pot să, eu personal, să felicit domnul primar și domnul vice de organizare care a fost foarte bună. În primul rând, a fost organizat bine, copulat, dar trăit un an de zile din interdicții cu boala care a fost și cu tehnicii care a fost. Iar la treia casă, în cel mult, 10 ore, a făcut utilizarea locului unde s-a petrecut acest festival sau sărbătorit. Foarte frumos din partea, felicitări domnului primar și a vicii primar. Nici într-un an nu s-a întâmplat, a stat zile întregi, ruină, hârtiile aruncate peste tot. De data asta s-a acționat foarte prompt și la moment. Felicit pentru asta. Și mai mulțumesc domnului vice, pentru problema care a luat-o în serios cu reparația cabinei la terenul de fotbal și l-aș mai ruga pe dânsul să ne mai ajute cu niște forii pentru acoperitul cabinelor la spectacol, la jucători, acolo neapărat când nu avem suficient. Eu vă mulțumesc și continuare cu aici vreau să intervine un pic. Avem niște țigle aici de zeci de ani de zile. Nu putem ajuta acolo la teren de fotbal. Și așa se degradează de la un an. Trebuie scheletul ce sunt țiglați. E, dar folia piciorului. O pune în aer liber. Folia piciorului pentru că vin la... Nu e folie plană, trebuie. Nu se exprimă bine în aer liber. Trebuie folie plană, dar că vin în aer liber. Da, și țigla e păcat de asta. Da, și la punctul de vedere am eu două probleme. Una, domnul primar, cu mizeria din centrul de acolo. Haideți să schimbăm destinația la coșurile de gunoi, le ducem în parcare acolo, pe dreapta, înainte din pot. Una, e și strâmt, ca trecătoare, ca văd cum se parchează acum, adică cu profii, ca la nimeni. Și a doua e să adună mizerii multă, miroasă. Și zic eu că ar fi mai bine acolo. Și mașina de gunoi nu poate să le ia de acolo? Sau XY nu poate să meargă să le depoziteze acolo? Părerea mea, acum și Consiliul, dacă e de acord, să le ținem acolo, le ținem acolo, dacă e de acord, să le ducem acolo, nu. În ideea asta vreau să completez și eu, domnul Măcuț, vorbesc înainte chiar și la... mine acolo, în față, la magazin, sunt pus cele patru toterane. Păi, de la bordă. Și în centru și aici, pe domnul Heltiului, eu zic că haideți să găsiți o soluție, chiar, zic eu, îngrădite cu plasă, betonat, băgate acolo și scoase din punctul de astea, genul de astea alimentație publică. Nu știu dacă DSP-ul sau altul vine, că toate sunt amplasate și în centru, chiar și acolo, s-au luat din față de la Damian Cășioan, sunt o zic, iau și duc până în fața lui Dornel sau în altă parte. Nu se poate în fața unui punct de alimentație publică la 20 metri să ai tomberoane care nu se golesc. Deci nu se golesc, chiar lumea s-a învățat, acum vin în saci, cu găini, da, la ce au până acolo. Deci hai să găsim niște locuri mai ferite, care, mă rog, un pic mai îngrădite. Da, da. Aici chiar gândiți-vă la o soluție, sunt buni. Treaba proastă că nu se golesc la timp și cu noi s-a adun. Era într-o zi, era o maltă acolo, nu știu, măi la băieții, chiar vreau acolo și le-au luat cu tractorul, da. Și a doua... Adică lumea știe ce se întâmplă, nu mai înțelege că cele, în ceea ce fac, ce primăria cu tractorul în folosul lor și în neplătit, eu am spus, îmi susțin faptul de a spune taxe și pe gunoiul ăla, pentru că, domnule, sunt familii care pe cei cimăresc și eu dacă dau mai mult, plătesc.
ca să scoată cumva și primăria. Și atunci, cred că vorba de plată, nu o să-ți mai permite tot să arunci grenci, curbeni, orice să arunci. Orice, orice. Deci nimeni nu se mai gândește, băi, mai dau un foc, te duc, te fac, nimeni. Asta este situația. Chiar gândiți-vă la o soluție și veniți cu un proiect de hotărâri care s-a aprobat amplasarea și chiar și construcția unor în astea îngrădite. Da. Și a doua problema mea era, domnul primar, să facem în așa fel, dacă cumva nu încep lucrări la podul ăsta pe Titrotuș, să-l cârpim în așa fel, să depășim iarna. Că în felul cum e acum, se rupe sigur. Să aveți în vedere, dacă se poate. Trebuie să-l radeți și să turnați în bobor. Da, are cuvântul domnul Orteanu, mulțumesc. Rețin și eu atenție cu câteva aspecte. În legătură cu activitatea sportivă în comuna noastră, aud aici că e vorba despre o asociație sportivă pe care eu știu că a fost înființată, s-au făcut documente. Aveți dreptate, trebuie să vină cu el la dumneavoastră să vedem ce putem să întreprindem. Domnii mei, în schimb eu vin cu o rugăminte. Când vorbim despre activitatea sportivă din comuna noastră, eu zic că trebuie să gândim un proiect mai larg, mai complex un pic, încât să cuprindă toate aspectele în legătură cu asigurarea practicării sportului atât ori mai multe discipline în comuna Căluiești decât tinerii care îi mai avem, tineri școlari și tineri neșcolari. În acest sens, zic, un proiect bine gândit. Avem bază materială cât de cât, mă refer la școlile care nu sunt utilizate pentru procesul instructiv educativ în învățământul propriu-zis. În acele școli ar putea fi duse mese de tenis, de masă. În curțile acelor școli ar putea fi mini terenuri sportive făcute pentru diferite discipline, vole. Deci care nu necesită un teren mare, cum ar fi cel de fotbal, un teren de basket, cu coșuri montate pe niște panouri din alea, cât mai multe la număr, zicem, așa. Dacă regândim activitatea asta un pic în legătură cu baza pe care o avem noi, cu școlile respective, după aia putem, în cadrul asociației sportive, să facem o înțelegere și cu profesorii de educație fizică și sport din cadrul școlii noastre, să facă niște întâlniri, niște chestii demonstrative pentru tineret. Așa, discutând doar numai despre fotbal, eu zic că e un lucru sec. Nimic de zis. Fotbalul deține o supremație în sportul mondial, local, să zicem. În legătură cu necesitatea unui teren de fotbal, este foarte adevărat că el trebuie făcut în timp. Terenul de fotbal care este pe care se practică fotbal, cel de la Blidar, este impropriu. În ce sens? E un pic în pantă. Noi știm că s-au mai făcut terenuri de fotbal în pantă, dar hai să renunțăm la ăla, să venim la terenul de fotbal care a fost în spatele școlii acolo, între calea ferată, adică între zona gării și parcul dendrologic, de la Ogor, cheltuieli mari nu trebuie să făcute la un teren de fotbal. Este vorba de săpătură în X sau paralel niște șanțuri, adunat patriotic fie vorba numai piatra de pe râul Trotuș, piatra bolovan mare, să umple șanțurile respective cu drenuri, să acoperă de la un teren de fotbal, viața terenului și calitatea lui este dată de drenul respectiv. Un metru pe un metru, drenurile respective. Și în timp, nu zic într-un an de zile, pentru că și semănatul gazonului presupune rădăcinarea lui și așa, în 2 ani de zile, dacă ne apucăm din toamna asta pentru cu săpăturile, cu completarea drenurilor respective cu piatră, peste 2 ani de zile vom avea un teren practicabil foarte bun. După aceea ne gândim, într-un alt an, investim și facem niște bănci din astea de ședere,
cu niște cabine în alt an și așa mai departe. Dar tot treaba trebuie să o gândim în cadrul unui proiect. În cadrul proiectului respectiv dăm responsabilități clare pentru fiecare care se ocupe de lucrul respectiv și nu în ultimă instanță un grafic de îndeplinire a fiecărui lucru în parte. Rectul, terenul, practic, suprafața de loc, băncile în alt an și cabinile și așa mai departe, totul trebuie asigurat. Problema, cea de-a doua problemă. Am auzit iar despre gunoi. Domnule primar, stați cu ori în birou la dumneavoastră cu chestiile la care e educativ. Le-ați împrăștiat la oameni? Nu e rău. Întrebarea care o adresez și e interesant să știm ce au de gând cei de la Consiliul Județean, că am înțeles tot veroanii dau, nu dau. E bine ca dumneavoastră să-i impulsionați și să-i repuneți întrebări. Bă, ne dați tomberoane. Trecem la colectarea selectivă a gunoiului la sac, la pungă, cum considerați, pentru că viitorul ăsta va fi, gunoiul trebuie selectiv. Cât despre colectarea cealaltă a gunoiului din zilele celelalte, efortul nostru propriu, haideți să depunem cu toți un efort și să vorbim cu oamenii să nu mai scoate în fața drumului crengi, resturi vegetale, resturi de material lemnos, ierbos și așa mai departe. Pentru că trebuie să rămână în gospodăria fiecăruia, prin putrezire se transformă în humus și este îngrășământ natural la urma urmei. Ce prin foc? Deci rugămintea la dumneavoastră, domnule primar, ar fi să impulsionați și Consiliul Județean ce are de gând. Să deschide, să va acționa în acest domeniu, adică a colectării selective a gunoiului, pentru că ne-ar despovăra și pe noi la prețul lui în timp. Despre podul de la Heltiu a amintit domnul Mărcuț, ce mai știți? Scurt. Dacă îmi dați voie... Păi da, acum, concret, dacă... La ultima adresă făcută la ISU și la răspunsurilor care au venit ieri. Astăzi, pe lângă acest fapt, m-a sunat domnul inspector șef și mi-a confirmat că nu poate sub nicio formă să mi-apropie închiderea podului. Și am spus în felul următor, bine, domnul inspector șef, nu-l aprobați dumneavoastră, dar dacă vine inginerul tulburi și îl închide el natural, ce facem atunci? Domnul primar, vă asumați, eu nu pot să vă aprob să închideți podul. Dați-mă soluția. Haideți să colaborăm. Găsiți-mă soluții. La ce soluții a dat proiectantului cu patru casete puse pe ei, niciodată la debitul care l-a arătat, totuși nu va... Părăm azi iar legătura cu primarul de la Gura Văii și să vedem dacă mă poate ajuta să ne facă drumul spre corp. Și să putem ieși pe la Gura Văii. Pe sub corpul și să ieși la Gura Văii la corp. Deci, ce mașină mare? Că ce mic îți merge pe la Jăbrei? Am cerut o mașină de pompieri în perioada cât e podul închis, blocat, să mi-o pună la dispoziție dincolo de apă și să vină cu mașinile până în 3 tone jumate pe punte. Nu dispun de așa ceva, nu au decât două mașini și nu poate să blocheze o mașină. Aici... În caz să intervin în cazul ăla? În cazul ăla. În caz de aici. De avizul de la aici. Mâine o să reiau o discuție cu dânsul, astfel să ajung la Bacău la el. Primarul de la Gura Văii îți pare că nu are, motivează, că nu are fonduri în aia. Iar eu nu pot, domnule, drumul meu e perfect până la limita de comun. Dar cum să vin? Eu, da, am interes. Că trebuie să fac podul. Dar cum să mă duc eu la Gura Văii să fac, bag grete pe piață, să fac lucruri. Domnul primar, dar în condiție așa îmi pun o întrebare. Dumneavoastră, când, nu cu primarul de la Gura Văii trebuia, bine, cu, de principiu deschideați discuția cu dumneavoastră. Dar eu consider că cel de la Consiliul Județean, cei de la Consiliul Județean sunt cei, nu îndreptățiți, obligați aproape să ne sprijine în această chestiune. Și, la urmă, unii, Consiliul Județean să acorde niște fonduri pentru drumul ăla al Gurii Văii,
ca să ne acceseze și mâine, dar cel de la ISU care v-a spus dumneavoastră, reprezentantul ISU care v-a spus că nu e posibil, păi înseamnă cum, dumneavoastră, rămân patru sate izolate, nu acum, ori fi posibil să rămână izolate, chiar nu-i interesează. Și la urmă urmă zice, dumneavoastră, nu pot. Bă, dar nu sunteți numai noi, nu suntem numai noi obligați executiv dumneavoastră și noi deliberativ să gândim o soluție. Să o gândească și dumneavoastră. Așa le-am spus. Primar, dacă proiectul care îl aveți, contractul semnat cu codul eu, din ce, nu știu ce că așa, eu știu când îți faci un proiect, mai ales pentru un cod, în proiect să dau bani și să dă varianta de rezervă pentru ocolirii. Și de a nu perturba circulația și accesul oamenilor spre cod. Nu s-a dat, pun niște tuburi provizorii, se trece, vine apa, le ia, le pune la loc. Sau le pun pe o perioadă, cum au și ei, mă rog, susi cu cei de la vreme și vor ști. Deci în proiect trebuie să dea o variantă, și la Bănești a fost, ori repare jumate, trece, mă rog, că sunt niște soluții. Chiar și cea, cum am spus, problema pune, nu... efectiv nu este... Nu încurcă circulația, se merge pe singură bandă, se face cum se putea umbla. Dar o săptămână, două sau două, trei zile, cât se umblă la culei, la capetele de pod, care unește pământul cu... Atunci trebuie închisă circulația, n-are există soluție. Exact, și acolo e cea mai gravă problemă. Este, dar atunci eu zic, nu știu, cât e de greu, nu e greu. Știi sau nu știi cineva, puteți duce de la ieșire din... Corpul chiar cu știrea la tuturor, că nu suntem toți plecați de acasă, 20 de mașini de piatră cât iese până la punte. Că nu e rău, e rău aici, la ieșire din Florești. Ducem-te cu orice răspundere, din aia să răspunde toți. Cum ducem balanță? Nu ducem acolo și asta e, nu moare nimeni. Cu 20 de mașini se poate trece cu o săptămână, două. Dacă nu, varianta nu vă dă nimic fonduri, vorbiți la Consiliul Județean, că ea, dumneavoastră, domnule, scoateți o hotărâre, că luați porțiunea aia de drum de acolo până acolo, ca drumul județean. Și gata. Domn primar, eu, că s-a construit podul ăsta peste Prutul și aveam undeva la 15 ani. Ce spun să lucra podul ăsta? Se diguia apa pe o parte, se punea 5-6 tuburi, da, își făcea treaba, după ce se lucra jumătate de pod, se diguia în partea asta la. Și la noi, un buldozer dă apa pe stânga sau pe dreapta, 5-6 tuburi alea putem să le suportăm pe bugetul local, că nu-i dracu așa negru, ți-ai făcut treaba, le-ai mutat. Numai în caz de, vine apa mare, viitor, e problemă, o să le ia, vorba de... Dragi colegi, nu, da, așa s-a făcut România. Noi ne-am presupusul cu idee. Eu am cerut părere de la ISU, la prefectură, la Consiliul Județean, la proiectant și la executant. Ca să mă mulțumim. Vă rog eu frumos, interveniți încă o dată la Consiliul Județean ca să ajute cu calea de la Gura Vâiei, cu drumul de la Gura Vâiei, să ajute să sprijinim cu asta. Asta e soluția urmă. Tot prin Consiliul Județean, ca urmă omii ISU are o stăpânire, păi nu putem, domnule, că eu am auzit pe media că s-au mai dotat pompieri, ca un ISU, toate situații, cu mașini, cu paramașini și așa mai departe. Eu cred că din tot județul ăsta se poate rupe o mașină, să asigure pentru o scurtă perioadă de timp eventuale intervenții cu linii de stingerea incendiilor. Asta ar fi un lucru. Da. Și acum, ca să trec la ultimul punct, așa, domnule primar, noi am discutat într-o ședință extraordinară sau de îndată care a fost, ultima care e cea dinaintea celei de astăzi, despre drumul Căiuț-Heltiu. Vă rog frumos să au fost mai puțin colegi, să auzim cu toții care este gândul dumneavoastră în legătură cu soluția pe care eu o împărtășesc nemaipomenit dacă începe din toamna asta. Vă rog frumos, poate în felul ăsta ne mai liniștim și noi, eu personal și de ce nu în ultimă instanță și pot sătenii noștri de peste apă, din cele patru sate. Ați gândit-o dumneavoastră? Vă rog frumos să împărtășiți-o ca să o auzim cu toții, să vedem dacă tot eu împărtășesc. Dacă e bună sau nu e bună. Pentru că vom ajunge odată să veniți în partea noastră cu un proiect spre aprobarea propunerii respective de rezolvare și acestei probleme. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul Matei, mulțumesc. Când vă mâine
idee dacă, până la urmă, sponsorizarea noastră a stat în scop. Adică s-a rezolvat, a fost, a avut cooperația în America, care treau cu bilete, de fapt. Da, l-au ajuns la America. A ajuns, deci e bine, da. Deci e bine, mă bucur. Nu știam și de-aia am vrea care zi. Mulțumesc, ca. Domnul Durla. Da, mai erau niște probleme. Vreau să spun tot cu sportul legat că a intervenit domnul consilier, colegul. Eu vreau să spun atât. Ce spune domnul consilier, apreciem, dar nu putem, domnul primar, găsesc sursa de finanțare, căile legale, licitații, tot și vine finalitate să facă bază sportivă. Nu cred eu, bă, măi, că n-avem nicio abilitate, nici consilieri, nici aia dumneavoastră dor să urmăriți în chiar și să facem. Dacă se dorește să facem stadion, poate facem 3, 4, 5 luni, dacă se găsește sursa de finanțare, să vedeți că de mare azi, nu 2 ani, 3 ani, că răspunde X, Y, Z, nu mai există așa ceva, doar știți. Să dă lucrare, e dirigent de șantier, e beneficiar, e constructor, dar haideți că indiferent, dacă facem o bază sportivă, un teren de fotbal, cât de cât modern, vin și cei cu basketul și cei cu oilați, când nimeni nu ia oprit pe copii, sau auzim că joacă undeva basket, țurca sau altceva. În afară de bruma asta de echipă și de asociație care s-a făcut sportivă și vrea să trăiască și ei să facă ceva, nu se trebuie nimic, hai să fie realiști. Este teren aici, mai este unul la școală, mâine se montează două de basket, de handball, de orice, nu vedeți că, nu știu, din ce situații nu mai sunt folosite. Înainte veneau așa băieții și așa la scăzătoriști, tineriați, duminica, jucau un fotbal, mai se adunau, vedeau, nu e nimic. De când a fost ideea închisul bazei sportive, s-a dus. Vedeți, uitați-vă, bază sportivă în primărie, în mare scaun, nu are nimic. Mai facem 5 la hârtiu să distrug, ca toate jocurile astea care s-au pus. Care nu știu să păstreze. Nu apreciază munca comunității sau a administrației locale care, băi, a făcut un tobogan, un scaun, a făcut ceva, rămân acolo, zârvam, 10 ani, vă folosesc de el, nu ieți și vedeți. Și pe vremea mea s-au dus două rânduri de jocuri și acum, și dacă mai pune 10, se duc la fel. Haide să păstrăm cum putem ceea ce avem. Și o să vedeți că e bine, dar cu terenul de fotbal central, o bază sportivă, ori chiar la Budare, mă încânt ideea că este frumos locul. Trecut în domeniul privat sau domeniul public, făcut o investiție, o punte acolo, că găsești un proiect să fac și chiar e frumos, și în centru, cu păcat. Atunci că e la cuvânt mai seama. Și mai vreau să vă întreb dacă am înțeles că faceți proiect pentru asfaltarea drumului la Hertiu să iasă la Moara. Ceva de genul, s-am înțeles greșit. Da. Da? Deci unde intre pe aici la Hertiu, treci și faci în dreapta să ducă măcar până la pod. La propunerea dumneavoastră. Păi da, nu, dar zic hai să-l facem că sunt doreanții mult. Dar asta cu aia nu vă, zic că nu vă împiedică să băgați 10 mașini de balast pe săptămână, să vină toți roată pe la... Că eu acum când mi-a spus dumneavoastră, gândeam pe Pătrășcani. Dar aici aproape, la Corbu, nu e așa de rău drumul, e un Corbu. La Corbu, nu la Corbu, la Pătrășcani. Aia e problema, la Corbu se trece cu 3 tone jumate. Deci să facem până la... Nu, primar, traficul greu poate fi limitat, că acolo trece pâinea, trei copii la scoală. Da, domnul Durlan, avem pentru trafic ușor, este până 3 tone jumate. Problema este de o mașină cu pompieri. De situații de urgență, da, în momentul când îi pot, și mașinile de pompieri sunt de 30 de tone. Ai problema cea mai acută, nu ne doare capul de celălalt. Mașina de pâine, salvarea, avem soluții, trece. Eu cred că mai forțați la situații de urgență, ce a spus dumneavoastră, ei trece o mașină de pompieri o săptămână, că nu clapă din corul. Asta e funcția dată de proiectare. Dar nu o admiti, eu nu știu să la prefectură și apoi să nu știu de ce. Da, vorbiți chiar cu costul din partea Consiliului Local, că au blocat o mașină de pompieri, dar trebuie să o lese. Da, aici aveți dreptate. Nici nu mă gândesc că se poate aproba dumneavoastră. Poftim? Da, nu, cu situația. Ordinea de zi fiind la final, de glab ședința închisă. Mulțumim, domnule.